Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă prezint o pagină din istoria noastră cu multe semne de întrebare. Enigma unui atentat. Cine l-a asasinat pe premierul conservator, Barbu Catargiu? Trecătorilor ce traversează bulevardul Coșbuc le-a devenit probabil familiar cadrul de la poalele dealului Mitropoliei, unde se află o statuie pe al cărui soclu poate fi citit numele lui Barbu Catargiu. Mai puțin știu însă că această statuie nu întâmplător a fost pusă acolo, deoarece în chiar acele locuri, în anul 1862, pe 8 iunie, a fost asasinat cel căruia i s-a ridicat monumentul. Istoricul Ame Stoienescu scria că traseul de dreapta al României a fost frânt prin uciderea lui Barbu Catargiu. Cine era Barbu Catargiu? Cum și de ce a fost el asasinat? Cine au fost autorii morali și materiali ai crimei? Iată întrebări la care vom încerca să răspundem în cele ce urmează. Pe 8 20 iunie 1862, primul premier al României moderne, conservatorul Barbu Catargiu, a fost asasinat pe când trecea pe sub porțile Mitropoliei, actuala clopotniță de la Patriarhie, de o mână criminală. Barbu Catargiu s-a născut la 26 octombrie 1807 în București, într-o familie boierească, fiind fiul marelui vornic Ștefan Catargiu și al Tisei Stanca Văcărescu, fica banului Barbu Văcărescu. Barbu Catargiu s-a bucurat de o asemenea copilărie și tinerețe pe care doar averea și rangul le puteau asigura în acea vreme. După studii în străinătate, întorcându-se în țară și începe activitatea politică ca adversar al domnitorilor Alexandru Ghica și Gheorghe Bibescu, deși cu ultimul era înrudit. Ocupă în timpul domniei lui Barbu Știrbei funcții importante și se manifestă ca un aprig apărător al intereselor boierimii. Prin cultura și talentul său oratoric, dublate de o mare energie, Barbu Catargiu devine un reprezentant marcant al conservatorilor. La 22 ianuarie 1862, după recunoașterea de către marile puteri a Unirii de pline, Alexandru Ioan Cuza, respectând normele parlamentare, a fost nevoit să însărcineze cu formarea primului guvern unitar al României pe Barbu Catargiu. Acesta mai deținuse pentru scurt timp funcția de șef al guvernului din Muntenia, aprilie-mai 1861, și devenise șeful Partidei Conservatoare, regizorul politic al noii adunări legislative constituită prin contopirea fostelor adunări separate din Iași și București. Iată cum îl descrie istoricul Alex Mihai Stoienescu în lucrarea sa Istoria loviturilor de stat în România, volumul 1, Revoluție și francmasonerie. Acest eveniment tragic depășește cu mult consecințele identificate de contemporan, pată lăsată asupra unui partid întreg și a două familii din cele mai onorabile, Cuza Vodă și Bibescu, sau faptul că a deschis calea cezarismului. Asasinarea primului ministru Barbu Catargiu a imprimat în primul rând o pată de sânge pe istoria României moderne și abia în al doilea rând, din perspectiva cronologică, a deschis un drum greșit al evoluției vieții politice românești. Asasinatul politic din 8 iunie 1862 a înfățișat slăbiciunile unui stat prea firav pentru a se construi singur și totodată a deviat un traseu care ar fi putut duce la o Românie mult mai civilizată și prosperă. Trebuie spus însă că șansele unei astfel de finalități au fost minime de la început. Viziunea lui Barbu Catargiu pentru România era aceea unei societăți moderne, întemeiate pe civilizație și care apoi construiește ea un stat, ca rezultat natural al acestei societăți. Altfel spus, dreapta politică românească încerca să asocieze cetățenii țării în jurul unor norme stabile, respectând regulile exersate deja în civilizația germanică, scurtând procesul astfel încât statul modern rezultat din mecanismele sociale active să fie protejat de agresiune la adresa identității, integrității teritoriale sau politicii sale externe. Soluția lui Barbu Catargiu se sprijinea pe două decizii politice: conservarea tradiției. România trebuia construită pe bazele instituțiilor sale tradiționale, evitând orice salt care ar desfința tradiția și ar introduce instituții străine. Evoluția instituțiilor vechi se produce prin ele însele, adică prin reformarea lor treptată cu ajutorul civilizației moderne. Progresul vine din dezvoltarea conștiinței colective, nu prin impunerea voinței unei singure rațiuni, domnitor, lider politic, partid. Conservarea tradiției permitea tot un tip de reformă, dar culturală, care ar fi avut meritul să constituie un nucleu doctrinar național în jurul căruia să se poată adapta instituții și idei moderne occidentale. Conservatorismul intenționa să identifice și să stabilească un mod de viață specific românesc, capabil să determine atitudinea națiunii în epoca modernă.
Aceasta era o strategie de acțiune. Realism. Societatea românească trăia de secole într-un echilibru social stabilit prin raportul dintre boieri și țărani. Aplicarea principiilor progresului urma a fi făcută de clasa conducătoare prin reforme realiste menite să aducă mai întâi educație și apoi emancipare. Altfel spus, națiunea primea transformarea de sus în jos, reforma, în locul unui salt violent de jos în sus, revoluție. La baza acestui concept al dreptei se află realitatea probată că exact clasa boierilor din secolul al XIX-lea mișcase poporul spre emancipare începând cu 1821 și că tocmai a reprezentat garanția caracterului național și autohton al reformelor. Aceasta era o definiție a tacticii. Traseul de dreapta al României a fost frânt odată cu asasinarea lui Barbu Catargiu, combătut a doua oară cu violențe de stradă în timpul primelor guvernări. Titu Maiorescu și în al treilea rând sabotat definitiv în timpul guvernării Petre Pecarp. Calea aleasă de România a fost aceea a forțării eroice și extrem de curajoase a apariției statului unitar, în timp ce societatea nu se maturizase, nu atinsese nivelul de civilizație necesar unui stat modern. Acest conflict fundamental al creației politice a unei națiuni este cel mai bine sintetizat de Ile Caragiale. De unde statul ar trebui să fie rezultatul natural al societății, ne pomenim că societatea trebuie să fie produsul artificial al statului. A urmat decenii întregi de eforturi pentru ridicarea culturală, economică și socială a națiunii, precum și tot atâtea decenii de achitare a datoriei față de Franța, față de francmasonerie și față de o Germanie mereu respinsă. Ea, Germania, ne-a sancționat în 1877, în 1917, în 1940 și în 1991. În adunarea deputaților din 1862 existau doar trei oameni cu proiect: Ion Cebrătianu, Mihail Cogălnicianu și Barbu Catargiu. Și Ion Cebrătianu avea o viziune clară asupra viitorului României, dar alta decât a lui Barbu Catargiu. Brătianu lupta pentru politica faptului împlinit, dar împlinit de voința națională. Am văzut deja că mișcările de la Craiova și Ploiești confirmau fragilitatea actelor de voință națională, acțiunile insurgente repetându-se una după alta în primele decenii, câteva din ele având caracter antiunionist și antimodernist. Brătianu forța afirmarea identității statului român, mizând pe dinamica maselor în mișcarea împotriva unui inamic extern format dintre imperii, speculând din capacitatea acestora de a acționa unitar. Conflictele dintre ele și conjunctura favorabilă a decăderii Imperiului Otoman în interior. Brătianu lupta doar la suprafață cu o clasă conservatoare și retrogradă, în realitate luptând cu o altă soluție națională pentru România, mult mai lentă, dar mult mai solidă. Și Brătianu și Catargiu știau că țara trebuie condusă de un grup restrâns de oameni politici hotărâți și influenți, capabili de orice reprimare și în stare să adoarmă vigilența dușmanului extern. Fiecare dorea să conducă România pe calea lui. O precizare, Catargiu vedea în stabilitatea internă argumentul forte pentru anularea oricărei intervenții externe, în timp ce Brătianu vedea în stabilitatea internă, adică în păstrarea structurilor conservatoare, exact ceea ce trebuia distrus cu orice preț, chiar cu acela al riscului unei intervenții externe. De aici miza totală pe Franța, stat protector, ce putea bloca o intervenție străină și ocrotia astfel actele de curaj ale liberalilor radicali. Proiectată în istorie, miza exclusivă pe Franța s-a dovedit o gravă eroare. Consecvent principiilor sale, Barbu Catargiu a abordat în spirit conservator marea problemă a vremii, împroprietărirea țăranilor, scria Valeriu Stan în revista Magazin Istoric, anul 4, numărul 2, februarie 1970. Potrivit autorului, Barbu Catargiu a prezentat Parlamentului un proiect de lege agrară care nu se deosebea în esență de cel al Comisiei Centrale de la Focșani, proiect conservator care fusese respins anterior de domnitor, prin care țăranii erau deposedați de pământurile ce le munciseră de veacuri. Faptul acesta a făcut ca împotriva lui să se ridice întreaga opoziție liberală. Deoarece majoritatea adunării era constituită din mari proprietari care susținau proiectul prezentat de Catargiu, mulți dintre liberali au demisionat. Rămâne însă în Parlament, înfruntând cu vehemență varianta conservatoare, Mihail Cogălnicianu. Deși Cogălnicianu a folosit din plin resursele artei sale oratorice și a expus în chip magistral toate aspectele problemei agrare,
Căutând să trezească interes și compasiune pentru țărănime, soarta acesteia era ca și pecesluită, deoarece majoritatea conservatoare a adunării nu era dispusă să cedeze în intențiile ei. Dându-se seama că legea va fi totuși votată de Parlament, opoziția începe o violentă campanie în presă și organizează adunări publice cu scopul de a submina puterea politică a conservatorilor și de a zădărnici înfăptuirea reformei agrare în spiritul preconizat de guvernul lui Barbu Catargiu. Guvernul și Parlamentul au trecut însă la contramăsuri. S-au pus în circulație zvonuri calomnioase și alarmante care compromitau opoziția. S-a extins legea de presă restrictivă din Moldova și asupra Munteniei. S-au luat măsuri pentru zădărnicirea adunărilor publice. La agitația produsă de perspectivele nefaste ale reformei agrare se adăugau astfel îngrijorarea și teama că drepturile cetățenești și publice vor fi nesocotite și încălcate de către guvern. S-a creat astfel o atmosferă politică încordată, fiecare dintre cele două tabere fiind decise să acționeze cu vigoare. Acesta este fundalul sumbru pe care se va consuma episodul tragic de pe dealul Mitropoliei. Pentru ziua de 11 iunie, aniversarea împlinirii a 14 ani de la Revoluția din 1848, opoziția liberală a hotărât să organizeze o mare demonstrație națională pe Câmpia Libertății de pe dealul Filaretului, prin care voia să demaște poziția conservatorilor și chiar să provoace căderea guvernului. În aceea zi, majoritatea adunării intenționa să voteze legea agrară conservatoare. De aceea, deputații conservatori au cerut guvernului să interzică manifestația anunțată de opoziție. Barbu Catargiu a asigurat adunarea că voi prefera a fi zdrobit decât a îngădui slăbirea liniștei. Voi prefera moartea mai înainte de a călca sau a lăsa să se calce vreuna din instituțiile țării. Aceste cuvinte fatidice au fost rostite numai cu o jumătate de oră înainte ca o mână misterioasă să-l asasineze. La ieșirea din cameră, după terminarea ședinței, Barbu Catargiu, negăsindu-și trăsura la scară, a fost invitat de colonelul Nicolae Bibescu, prefectul poliției, în trăsura sa. Era între orele 5-6 seara. Trăsura deschisă trecea pe sub clopotnița Mitropoliei când s-au auzit două focuri de armă. Un glonte l-a lovit pe Barbu Catargiu în cap, omorându-l pe loc, celălalt a trecut pe la urechea lui Bibescu, care de-abia după vreo 100 de pași a reușit să oprească caii speriați. La locul crimei a fost găsit un pistol ruginit. Criminalul dispăruse în viile de pe dealul Mitropoliei. Vestea asasinatului s-a risipit cu iuțeală în capitală și a fost transmisă îndată în toată țara. Domnitorul înștiințat de Nicolae Bibescu a aflat consternat că asasinul reușise să dispară. Mai târziu, într-o scrisoare către Costache Negri, Cuza va încerca să explice cauzele asasinatului pe care categoric l-a dezaprobat. Disensiunile noastre politice, acțiunea anormală ce nu încetează a agita câteva capete exaltate, faptul că domnul Catargiu trecea cu drept cuvânt ca reprezentantul cel mai de seamă al ideilor conservatoare, că rezista cu pe câtă energie pe atâta perseverență la uneltirile ultraliberalilor noștri și, în fine, discuțiunea legii rurale pendinte înaintea adunării. Toate aceste împrejurări, reunite, legitimează presupunerea că ura și fanatismul politic au înarmat brațul celui ce a lovit pe domnul Catargiu. Emoția și tulburarea în rândul forțelor conservatoare au fost mari. Sub impresia lor s-au luat imediat măsuri. Adunarea a dat guvernului puteri discreționare și la 11 iunie a votat legea rurală a lui Barbu Catargiu. Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a revocat însă hotărârea luată și nu a sancționat legea. Conservatorii n-au îndrăznit să-i forțeze mâna domnului și au fost nevoiți să plece de la guvern. La 23 iunie 1862, doctorul Nicolae Crețulescu era însărcinat cu formarea unui nou guvern, înlocuindu-l pe Apostol Arsache, care deținuse interimatul între 8 și 22 iunie. Cine a fost autorul asasinatului? Cum a reușit el să dispară nevăzut de la locul crimei? În această privință nu se pot face decât presupuneri și iată de ce. Cercetările începute în 1862 de organele în drept pentru descoperirea autorului sau autorilor acestui asasinat au fost întrerupte la scurtă vreme din ordin. Între 1872 și 1876, când la cârma țării se afla guvernul conservator condus de Lascăr Catargiu, cercetările au fost reluate, dar nu cu destulă vigoare. Astfel că atunci când dosarul anchetei, ce fusese ținut mult timp în secret la arhivele statului, a fost dat la iveală, s-a constatat că el cuprindea foarte puține piese și acestea neconcludente. De aceea, misterul a continuat să planeze asupra acestei afaceri, chiar și după studierea documentelor respective.
Din dosar reiese totuși că au fost bănuite de asasinarea primului ministru mai multe persoane, Gheorghe Bogati, un anume Dimitrie, după alții Iosif Dunca, împreună cu prietenul său, poetul Grozescu, precum și însuși prefectul poliției Nicolae Bibescu. Cine erau aceștia și de ce bănuiala a căzut asupra lor? Suspect, Gheorghe Bogati. Gheorghe Bogati, ardelean de origine, fost ofițer de carieră, avea un trecut dubios, fiind temut ca un om căruia nu era frică de nimeni. Documentele vremii îl prezintă ca fiind un spion dublu, îndeplinind importante misiuni secrete atât pentru conducătorii partidelor revoluționare din țările supuse dominației imperiilor Habsburgic și Otoman, cât și pentru guvernele celor două imperii absolutiste. În 1862 se găsea la București într-un mediu mizer și imoral, care îl putea determina și la crimă. Multe lume îl considera ucigașul primului ministru. Spre sfârșitul vieții obișnuia el însuși să se dea drept ucigașului Barbu Catargiu, căutând să stoarcă avantaje din aceasta. În 1862 a fost investigat destul de superficial. Pentru vinovăția lui preda faptul că imediat după atentat starea lui materială s-a îmbunătățit. Devenise un om bogat, precum și faptul că a părăsit mai târziu țara, nesimțindu-se probabil în siguranță. Când în 1872 s-a reluat ancheta, Bogati se afla la Alba Iulia. Autoritățile austro-ungare, solicitate de cele românești, l-au arestat, supunându-l unui interogatoriu și cercetându-i hârtiile. La acest interogatoriu, Bogati a căutat să se disculpe, numind pe un anume Dunca ca agent al opoziției liberale și făptuitor al crimei. Lipsind probele concludente, nu a fost întemnițat, dar spre sfârșitul vieții se afla la Orșova într-un fel de exil pe viață. Între hârtiile confiscate lui Bogati era și un raport al acestuia către prefectul de poliție din București din acel timp, Hiotu, în care, la fel ca la interogatoriu, indica tot pe Dunca și pe tovarășul său Grozescu ca făptașe asasinării, dând și amănântul că cel care ar fi descărcat arma ar fi fost ultimul. În însemnările sale zilnice, Titu Maiorescu notează în data de 28 martie 1880, când călătoria pe care o făcea spre Pesta, a văzut în restaurantul Gării Orșova pe maiorul Bogati, care a povestit că uciderea lui Barbu Catargiu ar fi fost săvârșită de doi tineri exaltați din redacția ziarului Românul, anume Dunca, care murise între timp, și poetul Grozescu, încă în viață la acea dată. Suspecți, Dunca și Grozescu. Cine sunt însă acești tineri pe care Bogati, pe când nu se dădea el însuși drept ucigaș, și alte mărturii îi indică drept adevărați autori ai asasinatului? Când în seara zilei de 8 iunie 1862 s-a dat în țara toată o circulară pentru urmărirea presupusului asasin, pe care depozițiile unor martori oculari, un negustor ambulant care se afla lângă poarta Mitropoliei și doi școlari care jucau mingea pe deal, îl descriu ca pe un individ blond cu cioc ciupit de vărsat, îmbrăcat nemțește, cu pălărie de paie cu borduri negre, printre persoanele denunțate, corespunzând semnalmentelor de mai sus, este și Dimitrie Dunca, supus austriac, caracterizat ca om peste măsură de exaltat în ideile sale politice. În memoriile sale scrise 34 de ani după acest eveniment, I.G. Valentineanu, publicist al epocii, îi indică și el pe cei doi, Dunca și Grozescu, ca fiind adevărații asasini. Valentineanu declară chiar că Dunca i-ar fi mărturisit că îl va împușca pe Barbu Catargiu, arătându-i și pistolul cu cremene cu care voia să-l ucidă. Afirmația sa este însă îndoielnică, pentru că la întrebarea logică de ce nu l-a denunțat imediat pe Dunca, Valentineanu a răspuns că nu a voit să-l divulge, crezându-l nebun și spre a nu trece drept delator, căci m-aș fi expus eu însumi gloanțelor unui fanatic disperat. Nefondată este și afirmația sa că printre primii arestați au fost Dunca și Grozescu și că la confruntarea lor, făcută de procurorul Iancu de Șliu, cu meșterul și calfa care reparaseră pistolul cu câteva zile înainte de atentat, aceștia nu au recunoscut în Dunca persoana care l-a dusese la reparat. Din alte mărturii rezultă dimpotrivă că Dunca nu a putut fi găsit și interogat nici atunci, nici mai târziu. În chiar ziua atentatului, el a dispărut din București, trecând frontiera în Transilvania, unde a intrat în slujba unui anume Măciucă, crescător de vite. În 1872, când s-a redeschis ancheta, nu s-a procedat la arestarea și interogarea lui de către autoritățile austro-ungare, fie pentru că murise între timp, așa cum declară Bogati în raportul său către Hiotu, fie că nu existau motive serioase pentru aceasta. Interpretând aceste informații, istoricul Ade Xenopol a opinat pentru plasarea criminalului în rândurile opoziției liberale, între elementele mai extremiste, potrivnice conservatorilor.
Se pune însă întrebarea, servea într-adevăr opoziției liberale acest act terorist? Existau precedente care să pledeze pentru asemenea cale de rezolvare a problemelor politice de către ei? Faptele contrazic cu asemenea ipoteză. Suspect Nicolae Bibescu. O altă persoană suspectată a fost Nicolae Bibescu, care în momentele de agonie ale morții sale 1888 se spune că a avut viziunea obsedantă a crimei. Despre amestecul lui în asasinarea lui Barbu Catargiu există o serie de mărturii ale contemporanilor de natură să-l pună direct în culpă. Astfel de relatări dezvăluie că cei ce se găseau imediat în urma trăsurii în care se aflau Barbu Catargiu și Nicolae Bibescu, el văzuseră pe cel din urmă ținându-și brațul drept peste umerii primului ministru și că după ce s-a oprit trăsura, el ar fi spus celor ce l-au înconjurat că asasinul s-a suit pe scara trăsurii, a tras, apoi a fugit în vale prin viile mitropoliei. Ori, spun martorii, aceștia nu văzuseră pe nimeni, nici urcându-se pe scara trăsurii, nici fugind. Mai târziu, el ar fi declarat că asasinul a tras de sus din clopotniță. Ceea ce l-a făcut însă și mai suspect pe Bibescu a fost faptul că, datorită lui, cercetările începute în 1862 au fost întrerupte. Chemarea lui Nicolae Bibescu la parchet pentru interogatoriu a avut ca urmare destituirea procurorului general Deșliu și înlocuirea lui cu Șoimescu, care nu a mai continuat cercetările. Din aceste mărturii se poate deduce că Bibescu știa poate lucruri care nu puteau fi date la iveală, fără însă să se poate conchide că el a fost autorul asasinatului. O enigmă. Oricine ar fi fost însă asasinul, se poate presupune cu o mare doză de probabilitate că asasinarea lui Barbu Catargiu nu a fost opera unui individ izolat, ci urmarea unui complot bine organizat. O serie de indicii pledează pentru această ipostază. Câțiva deputați care ieșeau de la ședința camerei observaseră cum o persoană flutura o batistă în chip neobișnuit, iar altcineva blocase intenționat drumul cu o trăsură pentru a sidi caii prefectului să treacă prin gangul clopotniței la pas. În același timp, un individ ar fi strigat deputatului Dimitrie Ghica în momentul când acesta alerga spre locul crimei: păzește în clopotniță! Iar un călugăr, slujitor al bisericii, a depus mărturie că în chiar ziua atentatului un anume Nicolae Iorgu Dan din Ploiești, intrând prin curtea mitropoliei, i-ar fi spus să dea Dumnezeu noroc în cele ce se vor întâmpla azi. Asasinarea lui Barbu Catargiu continuă să rămână o enigmă. Ne oprim aici, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!